am venit la coaching pentru ca să aflu lucruri noi. Eu am vrut ca să sistematizez cât de cât tot procesul meu, să învăț noi strategii de vânzare, de motivare, de să simt concret, reală situația din compania mea, să simt pulsul. Aici la Angry Business am găsit instrumentele concrete cum să merg pas cu pas ca lucrurile se întâmple corect. Înainte de a veni la coaching, la Angry Business, noi am născut un nou brand, el se numește Chameleon. Dacă eu până acum credeam că tot e bine și frumos, dar după ce am început să frecventez coaching-ul, după ce am început să-mi implementez sistemele și date, eu am observat eficiența managerilor mei, într-adevăr, care ei este, ca să știu cum corect să știm de unde am pornit și cum se crește. Am învățat un lucru foarte bun și ține de remarketing, care deja îl folosim. Acum, la moment, eu în fiecare dimineață vin deschid sau poate seara la ora 1-2, eu deschid tabelele sau CRM-ul, rapoartele și eu văd ce a fost ziua tare. Planul nostru este ca noi să avem o stabilitate, să creștem noi ca colectiv, ca eficiență, ca specializare, ca specialiști, ca să putem să ajutăm clienții noștri sau anume noi să fim aceea echipă care să le rezolve problemele. Cetățean mulțumit, companie de succes! De aici ea naștere produsele sau produsele calitative pentru clienții noștri. Toate lucrurile sunt importante, cât și în oficiu, cât și la obiect. Dar cel mai important lucru se face aici, la noi, în hala de producere, unde băieții sunt instructați, ei mereu sunt în dezvoltare, în proces de dezvoltare, pentru ca să creștem productivitatea și calitatea.